Berna, dreptatea ta e că da, nu trebuia abia ca să te contraatace, adică cel mai înțelept ar fi fost. Trebuia să-mi zic că știi cum? Berna, am dat exemplu, să-mi zică frumos, că ai greșit, uite, nu trebuia să spui așa, nu să urle la mine și să zică, ce ai zis? Păi atunci, stai că vin și eu că aduc tot o zis. Berna, asta e... Urât, Livian, și asta m-a durut. Da, o înțelegeam și îmi ceream scuze. Da, tu, Berna, știi cum devii prieten cu un om? Lasă-mă că mai am eu nevoie. Și cum devii prieteni? Nu vreau să știu, am avut prieteni, nu mai vreau să am pe nimeni. Nu, dar tu știi cum devii prieteni? Nu vreau să mai am prieteni. Ce? Demonstrându-i niște fapte. Da, încrederea, da. Nu încredere, demonstrându-i niște fapte. Încrederea, crede-mă. Tu cum ai vrut să te apropii? Că eu de câte ori te-am considerat prietenă, tu n-ai dat pe mine un leu. Un leu n-ai dat pe mine, sincer. Și nu eu am văzut doar asta, că mulți au văzut asta, înțelegi? Da. Eu de câte ori am pus suflet, tu niciodată nu m-ai tratat la fel, suflet. Crede-mă. Da, da, asta e, asta e, Berna, asta e problema ei, că nu știe să arate, dar crede-mă că... Exact. Mie da, da, nu știu să arăt că nu o iau în brațe. Dacă îmi stau să-i dau sfaturi ore întregi, nu mai... Da, Livian, da, dar mie în spate îmi zice de tine, nu mă... Fiu, Livian, eu știu... Bine, dar între ce te-ai zis atâta, că nu înțeleg. Până la urmă, ieri ai dat... Normal, dat tu, că zice, eu ceream să-i doamne ferește, că chiar mi-e dragă. Te ascultă-mă, te-ai cerut scuze că nu puteai spune colegul că te-ai să zici chestia aia. Te-ai cerut scuze, cred că de 5-6-10 ori. Ce... Ce mai continuat? Acum te-a nu mai, eu nu mai zic nimic, da, m-a durut, înțelegi? Da, în gală au zis că da, că i-am fost alături, că i-am fost... Eu las să vorbească, dar face un subiect așa, într-un mic nu, între ele două, acum trebuie să... Păi ele nu sunt ca voi, ele sunt fete și mereu fetele au mai multe de spus. Lăsați-le să vorbească, nu are rost, se adună ură între ele. A dat un cuvânt greșit oarecum, dar cam același sense și... Bianca a aruncat 20 de cuvinte urâte și Berna zic... Și tocmai de asta, ele când vorbesc, pot să-și dea seama, bă, e de mine ca prietene sau nu e de mine ca prietene? Asta îi explic eu, Berna a zis o chestie care nu are nicio treabă cu trădare sau ceva și aruncă niște vorbe, 1000 de vorbe. Într-o ceartă poți să-ți dai seama care ți-i prieteni și care nu. Da, lăsați-le să vorbească. Că dacă zice Berna o prostie, sare toată lumea pe ea? Ai fost în aceeași situație cu Ligi, spunea un cuvânt și o făceai praf. Cine, eu? Da. Stai așa, nu, aici e chestia diferită între voi două și... Gândește tu ce supărare aveai când dădeam, băteam apropo numai, sau făceam o glumă tu cu Ligi. Te supărai pe noi. Adică, așa, pe, și asta zic și eu că de Berna a zis formă că da, m-am inspirat greșit, de-a zis că plâng, de-a zis că mă deranjez, dar îmi cer scuze că m-am inspirat, mai am inspirat greșit la cuvântul ăla. E un proces mai mare, dacă nu era curioasă una de alta, știi ce zice? Bine, nu scuze. Nu vorbeau. Sau bine, îți accept scuzele și gata. Dar între ele e altceva. Și tu ca prieten, dacă eu zic o chestie greșită, ce apoi îmi pare rău și zic că îți mai arunci tu că 5 cuvinte urâte despre mine? Bă, depinde de fiecare, eu asta i-am zis la Berna, că bă, aici ai dreptate că Bianca trebuie să se abțină, așa face și cu mine, dar ea zice la nervi chestiile astea, știi? Și nu e o scuză. Livian, eu știu, da, știu chestia asta, mă greșită, e greșită atitudinea ei. Când... Și tu mă îndepărtezi că ai gura spartă. Când ăsta? A, și cum sunt lucrurile, Livian? Că Berna a lăsat o baltă și a cerut scuze și a încetat. Bianca a continuat. Tot bate mâna de pe treaba aia și a zis, suntem prost, ok, mi-am cerut scuze și dacă nu mai vrei să vorbești cu mine, dar nu? De unde știi tu, dragă, că se îndepărtează? Eu văd că nu se îndepărtează. Asta e părerea mea. Eu nu văd că se îndepărtează. Uite, Livian, ce zice domnișoara album. Că din cauza asta te îndepărtești tu de mine, că ea știe. Că? Nu, cum ar veni că așa face și cu tine, Livian? Spune unele chestii care te dor. Adică tu îi spui o chestie, ea spune 30 de chestii. Vezi că Livian se îndepărtează de mine, dar știi tu? Berna a intrat pe un teren periculos. Ferească, Dumnezeu. Scoate-mă din ecuație, într-un fel. Ferească. Da, mă dor, mă dor. Asta am zis, și pe mine mă dor. Păi da, mă dor, pe asta am zis, mă dor. Normal că mă dor și mă răcesc pe mine asta mă când dor. Le aud. Da? Eu am ajuns la ideea că, bă, nu, așa e stilul ei. Așa că continuați. Liviane, crede-mă, din tot sufletul meu, eu mi-aș fi cerut scuze. Oricum și ieri am spus că chiar îmi pare dacă am supărat-o cu ceva, sincer, dar... Dacă ea nu, dacă îmi explica situația, tu, Berna, mă lua frumos pe canapea, hai să... Eu să te iau pe tine frumos pe canapea, băi, fată, pe ce planetă trăiești? Doamne. Serios, acum eu să vin să te iau pe tine frumos? Da, prieteni în egală măsură, nu e una mai prejos și alta mai prejos. Și Berna, tu să taci, că și tu ai târziat două. Te-a spus, eu am fost prima dată. Păi tu vorbești, că ești derajată de ela pentru că... Păi da, dar și ea, îmi gândi și ea supratul pe ea. Seară împreună, n-am zis că ai vorbit la... Și Bianca supratul pe ea. Te-ai plâns de ela, ai spus, te-ai plâns de ela. Când e prietenie, amândoi trebuie să demonstrezi, nu doar unul. Dovadă că ai mințit. Auzi, dar să-i explic și faza aia. Am mințit, da, sunt o mincinoasă. Dar Dumnezeu are adevărul. Doamne ajută că e sus. Și sufletele noastre și simți ce simți adevărat. Mă las să vorbești și o iubire. Adevărat. Gata, cu Dumnezeu că e lângă noi, gata.
Deci, oricum Dumnezeu vede și o să... Așa, ascultă-mă, să-i explic, să-i explic și faza cu ele, da? Ca să ne înțelegi cea... Ca să zile și tu, Bianca, de ce a deranjat-o pe Berna, da? Ca să am vorbit și noi între băieți. Cum ar veni să ceartă Livian cu Marius, da? Eu las să vorbească ei doi, că în opinia lui Livian el are dreptate, în opinia lui Marius el are dreptate. Și nu poți să dai dreptate la unul dintre ei, că amândoi sunt prieteni. Așa mai bine îi las pe ei doi să vorbească, dreptate, chiar dacă poate unul în capul meu are dreptate mai mult, eu îi las să vorbească, și zic? Și uite, tu cu Berna ești mai apropiat, ai puțin așa, mai cu tine puțin mai altfel. Ia mirea ce mai apropiat. Ascultă-mă, și gen... În cap, nu te să te bagi tu, chiar dacă poate ai avea dreptate, dar știi că da? Bernard nu mai face, numai când a zis doamna Andreea că stă două ore și asta, iar nu mai a făcut chestia asta. Așa, a încercut să nu mai facă chestia asta. Să fac o paranteză, că zic, o mică paranteză. Bianca, din câte țin eu minte, o zis ieri că are supărarea că Bernard s-a băgat și a luat apărarea Elei în fața lui Bianca. Știi? Adică ce zici tu că bă, taci, exact aceeași situație. Aia, Filip, ascultă-mă un pic. Lecțiile astea de moralitate le dădeam Bernie acum. Livian, astea erau de mult, trebuia să mi le zic acum o lună, două, înțelegi, Livian, asta e diferența. Filip, în gala aia în care tot te-au acuzat că te-ai dus și ai țipat către fete, și mă rog, dai un pic, Bernie, îți aduce aminte? Da. Și ne-am întâlnit pe hol și mi-ai zis, sper că măcar tu să nu reacționezi la fel. Puteam și eu să zic, da, dreptate. Nu, pe stai așa. Nu? Adică e nașpa. Toate fetele au sărit pe mine, practic că eu aștept. Deci una a fost la vorba de Bianca. Adică toate. Și atunci m-a durut, bă, ca oamenii care îi consideră apropiat și ei să sară. Adică puteau să fie imparțial, ori să tacă. De ce când Ramona, care e prietena voastră, mai apropiată de Ela, spune părerea despre Ela și e contra Elei, că e pace, că drege, nu sunteți așa vehement? No, nu știu, de ce nu trageți la răspundere, nu o trageți pe Berna, că a spus Berna, că a dat dreptate Berna ieri n-ai fost atent, dar chiar Ramona vă spune ce gândește și ce vede dimineața până seara. Marius, e tot prietena voastră. Dar ei n-aveți curaj să-i spuneți. Nu. Dar nu vreți să o deranjeați să nu o pierdeți. Nu este vorba de curaj, nu. Ba da, e vorba fix de curaj? Da, cu sau sunteți ipocrite și nu vreți să o pierdeți și poate să zică Ramona orice, să vă zică în fiecare zi ce gândește și ce vede. Marius, hai să nu o lăsăm. Să rezumă totul la finală din comportamentul vostru. Nu aveți curaj să-i spuneți niciodată Ramonei. Ramona are dreptate orice spune. De asta o încurajez pe Ramona să zică absolut tot ce vede și ce gândește, că văd că nu-i spune și poate ea are credibilitate. Dar ascult ce spun și eu. Da. În primul rând, îți două motive pentru care nu i-am spus. În primul rând... Bătea mai mult la Ela. Dar stai liniștit, că am vorbit cu ea. Întotdeauna Ramona este gata. Am respect față de colega mea. Păi bă, că de Berna n-ai, că pe Berna o mulțumit la televizor și pe Ramona îi spuneți în spate. Ea nu este colega mea de cameră, dar totuși am respect față de ea. Discutam de subiectul de ieri. Păi cum, că până acum Bernuța am spus, Bernuța am jos, ligi, ligi, ligi. Da, pe mine mă fac praf și atent. Am văzut cum e cara pe acum, Bernuța frumoasa mea, Bernuța mea frumoasă. Dar ce, am auzit pe mine că apelative de azi? Da. Bernuța mea? Să-mi aduci tu. E cineva din emisiune care mi-a auzit Bernuța mea frumoasă? Auzi, dragul meu, ești cam neatent. Nu știi nimic cu tu alinți. Ești cam neatent, și nu-ți căuta conflict cu mine. Deloc nu caut, doar vă spun în față. Nu. Ramona vă spune de 2-3 săptămâni, numai contra voastră spune și mie ați atras una atenția. Aiurea, te aflat, eu am avut discuția asta cu Ramona în spate, clar? În spate, asta zic. Pentru că dacă ea este nervoasă, nu urlu peste ea, că știu că o enervează și mai tare. Și nu-mi place să... Eu n-am auzit să urlu pe Berna, am auzit să vorbim și a cerut scuze fata de 2 zile. Marius, eu am lăsat-o să se calmeze și ieri am avut discuție cu ea, în timp ce tu aveai discuția cu Măgaru, eu aveam o discuție cu ea. Pentru că am respect, este colega mea de cameră și am vrut să vorbesc cu ea în spate când ea se calmează. Asta. Am așteptat să se calmeze. Bun. Aceeași chestie aș avea pretenția să faci și cu ea. Păi, dar ce, măi, am vorbit și cu ea, clar, doar că explicam din nou situația. Cum a fost faza cu Măgaru? Marius, dacă dă o dată o dreptate al cuiva, a țărit pe ea în emisiune. Ramona, nu. Marius, erau certate ele două. Asta e diferența, că Ramona era certată cu Ela ieri, deci n-aveam ce să-i spunem, că oricum erau certate. Doar de ieri, Bianca, nu vorbesc doar de ieri, vorbesc din totdeauna, nu de ieri doar. Exact așa și ea, a crezut că eu am spus. Ramona, era vorba de situația. Și ajunge la ce am spus eu, că sunt câteva persoane puncte fixe, nu le pierzi, nu nimic, poți să-i spui ce vrei, că nu se supără. Sunt persoane care cu mânuși, hai să nu se supere, că poate pleacă. Dar eu mă nervoasă, nu vreau să văd într-o ipostază negativă, proastă. Tu te poți calma mai ușor. Ea, dacă se enervează, se enervează. Da. Că știm. A, deci nu vreți să puneți când s-a enervat, Ramona a spus lucrurile pe nume. N-a vorbit Bali, Berne, nu v-aș jimit, nu v-aș jurat, Ramona. Se agită, că așa e starea ei.
Tu ești... Marius, ai auzit ce-o zis fetele, nu? Adică, cum ar veni, stai că pe Ramona nu vrei să punem într-o postură proastă, dar pe Bernuța da. Eu ce spun aici? Am înțeles. De ce mă, vă e frică de Ramona? Ce vă face Ramona? Înțeleg ce vrei. Păi dacă pe mine mă deranjează, de ce să nu-i spun ceva la ea? Păi dacă pe mine mă deranjează la Bianca, eu îi spun dacă mă deranjează la Ramona. Lasă-mă Ramona cu interlopii și ăștia, că nu e vorba, că pe mine dacă mă deranjează ceva la ela, eu mă duc și zic lui ela. Păi tu mie acum de interlop Diana, care-i treaba? Ce legătură au interlopii? Pentru că Berna nu. Berna a zis că e frică pe cine ai tu în spate. Dar nu contează, dacă eu mă... Până la urmă, e fiecare avea în spate. Păi, dar ce treabă are spatele, că eu sunt singură aici, frică, că vine ea de la Berna. Până să ajungem acasă, mai e mulă, cine-i frică? Dar ele două li frică să spună, nu de ce ai tu spate. Mie nu mi-e frică de că e vorba de asta. Asta a zis Berna, că tu ai spate. Păi și Marius asta zice acum, că pe mine mă faci spate, pe la Berna. Nu vorbim, nu vorbim de spate, nu vorbim de spate. Bianca, din cât o cunoaștem noi pe Berna, putem să spunem că poate e imatură, da. E nu știu cum, bă, dar falsă, copilul ăsta nu e, că nu știe să fie falsă. Eu de tine pot să spun că ești imatură, că faci greșeli copilărești, dar nu pot să spun că ești o ipocrită sau o falsă. Nu. Ce-i faci, mă, Bianca, așa, mie milă? Că e prietena ta, n-a venit să aducă nimic din cameră, cum spui tu, foarte urât. Știu că te doare și ai suflet bun și pui suflet la orice, la oricine. Nu mai te consumă atât. Măi, fată, nu mai te băga în seamă și nu mai vorbi tu în locul meu. Să liniște, că vorbesc când vreau eu și când, dar când pot eu. Dar ești cam tare în gură când e Andrei aici. Spune fata asta de atâtea ori, bă, nu îmi place să te apropii de el, de ce continui să o faci? Dar voi nu înțelegeți că fetele astea nu au nicio vină. Problema este la acest om. Când o să fiu trimis la fete, o să ies afară din emisiune. Când o să vină Bianca aici, o să ies afară din emisiune. Orice interacțiune, orice intersectare cu ea, nu o să mai există. Cu Bianca, dacă... Nu ai cum să-i comanzi inimii și nu ai cum să... Bianca... Hai de capul meu, bă, dar pe... Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17! V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.